Micro 6, șerpărie, gheboasă, dar era micro 9. Am să vedem. Good up and coming artist. Day 1 G. Cu el am început, somehow. oricum. Da, o piese, 16 minute. Wiz, Mob Trap, Nepal, Lil Alex, Candy Boy, Rockstar Adam. Oh shit. Oh shit, sunt curios ce va ieși la Rockstar Adam. Și l-am obținut cu Nepal. Oricum, micro 6. Am scris pe undeva la locul 30 în Apple Music Charts. Frumos, 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 frumos. Păi mai mult un EP cu 7 piese. Bine, oricum, irelevant. Fise, featuring, da, totuși, parcă mai mult un EP, nu-i album. Fise, featuring Mob Trap și Nepal. Intro. Nu mai are sens să spun ce înseamnă un intro pentru mine. O, produs de Yoshi. Ok. Sunt nume cunoscute. Pentru mine chiar sunt nume cunoscute. Mai ales dacă te interesează un pic underground-ul. Dacă te interesează un pic underground-ul, sunt nume cunoscute. Yoshi și Kulik și toți băieții care sunt vorbim doar de produsele acum. Andrew și așa mai departe. Tu ai un buzunar, bonus, fise, vreau dolari, bire, zici că tu nu schile, vrum vrum fugim, bile. Tu ai un buzunar, bonus, fise, vreau dolari, bire, zici că tu nu schile, vrum vrum fugim, mile. Mi lege, mi portofele hârtii, nu-mi pasă că mă știi ce tot zici prostii. N-ascult prostii, pere sunt un gigi, toți mă arde pe limba ce lovesc un lic. Cu cine am metit prea un dublu, si și un dublu. Bă, mi se pare mie sau nu-i bândie să rupă face. Cu geșul cu rale vei. N-ar fi cu tine, no thanks. Tot ce zici chiar, tot ce zic eu e fact. Bonus, vise, vreau dolari, bire. Zici că tu mulți schile, vrum vrum fugim. Tu ai buzunar, bonus, vise, vreau dolari, bire. Zici că tu mulți schile, vrum vrum fugim, mile. Bă, acum no hate or something. Gen, dacă vede asta cine l-a mixat pe găsa. Coe, ai grijă la înalte, serios, ai grijă la înalte. Ai grijă la înaltele alea. Ai grijă la înaltele alea, for real, ai grijă la înaltele alea. În rest, sau pune diesel dacă tot te joci foarte mult cu înaltele. Și acum vine Mob Trap. Sută la apa, mă sută, mă scaș șase, nu-ți panicat, bag. La pulă, trebuie să dau dash-ul. Ăsta e Mob Trap, coi, îmi place, tripping. Asta-i treaba, tripping dacă vezi asta. Tripin, ai grijă la natele alea, te rog că fratele tău frumos. Sau poate fi de la Deezer, sunt două lucruri care poate să facă. Gen, sunt două lucruri care putea face asta, pe care le știu eu poate, sunt mai multe, dați-mă pe mine că nu le știu. Și acum e Mob Trap, da, e Mob Trap care m-a dezamăgit pe Miss The Rage Freestyle, m-a dezamăgit maxim pe Miss The Rage Freestyle. Dar mă gândesc aici o dă bine. Mă gândesc aici o dă bine. Cagulă, arunc și stășul în cască mă prinde. Mâine mă întorc și îl iau dacă-s liber. Low-key că sunt priză. Low-key ești o pizdă. Trepări pe Insta și-și pula la dealer. Borcan în borsetă plină. Fac un swisher, benzină. Prometazină. 2 litri de prometazină. Prometazină. Pe o lin cu beța cofină. Codin și ofă din prima. Romergan în pahar am 100 la apa, mă shooter, masca 6, nu-s panicat, bag. La pulă, trebuie să dau dash-ul. Cagulă, arunc și stash-ul în cască mă prinde. Mâine mă întorc și îl iau dacă-s liber. Low-key că sunt priză, low-key ești o pizdă. Trepări pe Insta și-și pula la dealer. Nu te dau fise pe noi, de vorbește prost. Vreau să am rest, să nu mai merg pe jos. Dacă frinu. Vreau să am rest, ca să nu mai merg pe jos, era o piesă găsată, da, știu și știu că... ceva cu Mixmaster. Oricum, da, e referit la găsa frumos. Nu înseamnă că s-a nos, t-a contat pe fie, că nu mai zic cum a fost. Nu mai ce a fost, spune pe pielea mea. Eu și eu și într-un mesc cu dulce și se ia. Mâine dacă vreau, o să vorbesc cu alta. Mâine dacă vreau, merg la anime plata. Mâine dacă vreau, o să mă lovesc cu Lee. Mâine dacă vreau, o să cumpăr ceva drip. Mâine dacă vreau, dacă hit și mai hit. Găsa cu pistolul și cu ei sunt nu, cu aia, nu e de la înalte, mă, cred că e de la Tieser, for real. For real, câțiva nu cred că are Tieser deloc pe voce. Nu, gen, se aude său ăla când zice să vreau fise. Gen, se aude, vreau fise. Gen, auzi și voi său ăla. Că ne-ți pisa chiar e Caterinca. Auzi său ăla? Vreau dolari, bile, zici că tu mulți schile, vrum vrum fugim, bile. Lunar, bonus, fise, vreau... Da, e Tieser-ul. Vreau dolari, bile, zici că tu mulți schile, vrum vrum fugim, bile.
Ok, frumos beat la Yoshi. Mix, singura chestie care a putut să mă desamăgească un pic la piesa asta ar fi mix masterul și mai ales la găsa care ar fi S-ul ăla, gen, n-a avut ieser, pe voce, chiar mi se pare că n-a avut ieser deloc. În rest, să nu mănânc căcat, bun, bun, îmi place vibe-ul găsa și îmi place evoluția lui găsa. Și dacă, acum, fără să ne căcăm pe noi, e vorba, dacă e unul care știe evoluția lui găsa, eu sunt ăla. Și știu de unde am început amândoi. Gen, cam asta ești oveala și a evoluat bine, dacă e din punctul de vedere al evoluției, e o evoluție foarte mare. Și dacă e din punct de vedere a piesei, e foarte bună. Începe bine, începe bine, începe bine. Sunt curios de ce urmează, sunt curios ce urmează. Doamne, ajută. Profit. Mamă, ce producție interesantă. Sunt curios cine a făcut beat-ul ăsta. Cine, cine, cine? Exclusive. Nu cunosc tagul. Nu tot voi cum fit și fac ce zic. Rap perfect, nu ești bine nimic. Vă investesc și tu vă profit. În față de la unul mai mic. Nu tot voi cum fit și fac ce zic. Rap perfect, nu ești bine nimic. Vă nu investesc și tu vă profit. În față. Bă, băieți, bă, n-am rola lângă mine, mă. De la unul mai mic. Fură vesul ei, cred că nu-i văd. Aha, dau stop la toți, știu că spun a. E GIF? Gen, asemenea producție de la GIF, te puteai aștepta. Da, Caterinca, Caterinca, Caterincue. Da, frumos. Iarăși trebuie să comentez de Mix Master și nu vreau să comentez de Mix Master. Dar cam ce strică până acum materialul e Mix Master. În rest, e foarte, foarte bun. Wow, producția nu e... Știți că urmăresc foarte din aproape underground-ul. Foarte din aproape urmăresc underground-ul din România. Și chiar... Gen, observ că mulți merg pe aceeași treabă, aceleași beat-uri pe care le știm cu toții. TVF, știm pula mea, Lil Tecca, Tai Beat, Lil Gana X, nu Lil Gana, doamne, mereu zic Lil Gana, Gana X, Lil Baby, Tai Beat, aia facem o piesă sau facem un banger de club și wow, asta e piesa, știi? Dar nu cu aia, uite, asta e o producție foarte interesantă cu aia, gen... Îmi place maxim până acum și beat-ul de dinainte de la Yoshi. Foarte Caterinca, foarte, foarte Caterinca, îmi place. Dacă e ceva pe care posează materialul ăsta, sunt beat-urile, sunt beat-urile. Am buton de stop, dar până mâine cel de fie că spun, dar eu nu o vreau. Nici acum, nici după, nu stau după un label, că nu vreau să fiu o slugă. Să urcă pe mine, nu am primit nicio secundă. Frații mei, o fac, se lasă lumea mută. Ca la bala mea, nu mă lasă deloc. Fac un pas spate, ca să fac o dată slobos. La mine, în casă, știi că eu sunt CEO, boss. Și fanele astea, nu doar nici că e mă tot. Tot ce fac, tot ce scot și e tra, vreau un flow. Hai în coa, fură de la găsă, a, vreau un fit. Un ban, vreau un mare merțan, o fac pentru bani, dar o fac. Eu măcar nu dau un fit și fac ce zic. Rap perfect, nu ești bun de nimic. Investesc și tu fac profit. În față de la unul mai mic. Nu dau un fit și fac ce zic. Rap perfect, nu ești bun de nimic. Văr nu investesc și tu fac profit. În față de la unul mai mic. Și what the fuck? V-am spus fratele vostru, până acum m-a rupt pe producție maxim și vibe-ul în sine, îmi place maxim. Dar dacă e ceva care strică până acum e Mix Master, nu știu, poate între timp nimerește de Mix Master. Dar în rest îmi place, chiar îmi place. Că vorbeam de Gana și Baby. Mă opiș pun labelul sus și solo și fără vreo noră, fără felie. Vreau tot norul până acum să recunosc că sunt top. Ca de fața pe jos, ca ce față gen bot. Ăștia vor fi, sunt de bani, totul sună prost. Nu vorbi prost, că se află, nici nu mă cunoști. Ce vor fi, vreau bani, rex pentru toți. Ziceți că vă știe lumea, dar cine sunteți voi? Rapper ca-n ghei se dau pulă pe internet. Dar n-au nici sos, nici seamă. Mamă, G
gâși, să ai grijă că îți dau ăștia cancel că îi faci homosexual și o folosești într-un scop denigrant. Nu e bine găsa, nu e bine. Că ce tot vrei, ești lino, stau. Cum termina pena, ce vrei, vrei, fai mă, ce să stau. Reclamă n-am să stau, nici n-am avut și nici nu vreau. Dau foc din dublu stick, vrei un vers fere de bani pe feed. Stack pe stack profit, am intrat în joc, iau dat forfeit. Trendsetter în game și-mi dă-l cine-au fit. Copiază toți că toți sunt basic. 8-9 VS pe viață, promit. Nu vorbim cu nimeni despre nimic. Mă opiși, pun labor-ul sus și solo. Și fără vreo noră, fără felie, vreau tot. Cum să recunoască că sunt o ca de fața pe jos. Face față gembot, ăștia vor fi, sunt de bani, dar tu sună prost. Nu vorbi prost, că se află, nici nu mă cunoști. Ce vor fai, îmi vreau bani, rex pentru toți. Ziceți că vă știe lumea, dar cine sunteți voi? Ok. O să lăsăm necomentată că n-aș avea foarte multe de adăugat și o să continuăm cu facem. Sincer, n-aș avea prea multe de adăugat, e o piesă bună, îmi place vibe-ul, interesantă piesa. Mai mult de data n-am ce să adaug și simt că mă repet dacă totul s-a adaugat asemenea lucruri, știi? E vină mare amin. Chase Bank! Facem! Facem ce facem, nu ne place să tacem. De ce facem ce facem, treaba noastră dă-ne. Băi, mă simt că sună hater, sună coaie de mix master. Deci mă dezamăgește maxim. Dacă e ceva care îmi displace maxim la materialul ăsta, e mix master. E mix master, se putea mult mai bine. Se putea mult mai bine de data. În rest, v-am spus, n-am nimic de comentat, îmi place materialul, dar dacă ar fi un lucru de comentat la materialul ăsta și ar fi negativ, ar fi Mixmaster. Cam ăsta ar fi singurul lucru, sincer. Face că noi facem ce facem. Ăla nu de la S, întoarcem, nu ne face. S-o facem, noi putem, tu n-o poți face. Nu-mi place să zic că sunt bun, dar într-o zi știu că o să fiu primul. Facem o strofă la Astu, Luca și Carlito, dau pe ei la niște bituri. Ăștia n-au crezut la... Oricum, cine... Vezi, bă, că mixul e făcut de tripping, gen... Da, proschita, mă gândesc că se putea mai bine data. Îmi dau seama, am auzit eu că e făcut de tripping, mi-a zis Pașc. Da, na, mă gândesc că se putea un pic mai bine, știi ce zic? Piesa e casă și v-am spus producția, bă, producția e ce trebuie. Și mi-a căzut mașina după birou. E ce trebuie, e ce trebuie producția, deci producția mă sparge maxim, băi, doiturile alea. Sunt nebune, doiturile, mă sparge. Da, mixul a avut ce se putea, mă, mai bine, mă. La început, dar le-am zis într-o zi, o să începam pe fituri, yeah. Vreau o mare sală să sară și după că încerc să vină și profitul, yeah. Vreau bani pe masă din fan, când dintr-o merg să-mi fan, să bată în ceam și-am gau la flash, nu-ți vas ocean și n-o să uite, unde a plecat top 9 veste afiliat, vere n-o să ajung să... Gen, bă, n-are tieser. N-are tieser, se au sâurile alea, au rău de tot, se aude sâu. Ce nu vreau să dau hit, probabil Trippie nu o să facă asta, că probabil o să o postez. Dar, cu aia, nu vreau să fiu, nu e hate, știi? Nu e hate, nu e hate, dar se putea mai bine. Se putea mai bine. Ce n-are TSR? Nu e, sau nu cred că e 89 VS, nu cred, nu cred. Sau e? Nu mă întreba pe mine, întreba pe Chase Bank, că Chase Bank știe tot. El e în film. Facem ce facem, nu ne place să tacem. De ce facem ce facem, treaba noastră dă-ne pace. Că noi facem ce facem, ăla nu de la S, întoarcem, nu ne face. S-o facem, noi putem, tu n-o poți face. Ok, ciudați featuring Wiz. Bine, facem, m-a spart de toitul ăla, deci m-a spart. Nu mai știu exact cine l-a produs. Să mă iertați pe mine că nu știu cine a produs. Nu știu exact cine a produs, facem. Dar, rupere, îmi place.
shout-out producătorului, nu știu cine, dar shout-out ție. Și v-am spus, singurul meu punct de critică pe care l-am față de materialul ăsta până acum este Mix Master-ul. Altceva n-am de zis, numai cuvinte de laudă. Numai cuvinte de laudă. E un album rupe. Cu Mix Master-ul corect. E ce trebuie. E exact ce trebuie. Oricum, ciudați, featuring Wiz, care luptă cu 6K. Shout out to them. L-a scos pe Wiz din Burlog. Știu că Wiz n-a mai scos o perioadă de timp, nu mai scosese. Știam câteva piese Wiz, dar acum nu le mai știu. Fuck, nu le mai știu. Dar oricum, știu că era 3 Lei Gang, era lui Wiz, nu mai știu exact. Dar oricum știu că l-ascultam pe SoundCloud, acum în 2018-19. 18, cred. Oricum, l-a scos pe Wiz din Burlog, că n-am mai zis nimic de el de până atunci, de atunci. Ciudați. I-am promis o mama că o să fac bani. Mamă, vibe-uri de gâsa vechi. Nu te supăra la norofani. Mi-e frică de oameni, sunt ciudața. Nici în fără vere fumez brazia. Mamă, zici că aud Mario pentru prima dată, așa mă simt. I-am promis o mama că o să fac bani. Nu te supăra la norofani. Mi-e frică de oameni, sunt ciudața. Nici în fără vere fumez brazia. Nu mă strâmb așa la Wiz. Cred că știm cu toții de ce mă strâmb când a intrat Wiz. Cred că știm cu toții de ce m-am strâmbat. Și că e din cauza Mix Master-ului. Mulțumesc, Pașcă, că ridici rola. Eu o să ridic astea, că nu știu exact. N-am rola la mine, dar o să ridic asta. For el. I-am promis o mama că o să fac bani. Nu te supăra la norofani. Mi-e frică de oameni, sunt ciudața. Nici în fără vere fumez brazia. I-am promis o mama că o să fac bani. Nu te supăra la norofani. Mi-e frică de oameni, sunt ciudața. Nici în fără vere fumez brazia. E Caterinca, e Caterinca, e Caterinca. Eu v-am spus, mie beat-ul mi-aduce aminte foarte tare de Mario, de piesa lui Mario, cu aia. Când mă zice Mario, da na 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 sunt super bro, da switch cu, nu mai știu cum era, pe cu Lucario. Mamă, mi-aduce aminte de piesa aia, maxim mi-aduce aminte de piesa aia. Ok, n-am uitat, featuring Lil Alex, v-am spus, ciudați, bună piesă, e foarte, foarte catchy refrenul, super catchy refrenul, dacă n-ai și single ar fi catering să iasă.
Ce am de comentat e Mixmaster-ul. Mixmaster-ul, vibe-ul în sine e bun, beat-urile sunt bune, nu e nimic a greșit pe partea artistului sau producătorului, a inginerului de sunet. Cam asta e. No hate or something, da. Mai era de muncă. Oricum, n-am uitat featuring Lil Alex. Coolix, I'm gonna make a hit with this bitch. Coolix pe beat, ok. A dat-o bine rău. După primele piese, sincer, n-a lăsat impresia că ar putea să dea așa. Dar a venit găsa așa de cadența. Are o cadență foarte interesantă, for el. Are o cadență nebună. A dat-o foarte, foarte, foarte bine. N-am să mint pe nimeni în momentul ăsta de față. A dat-o extraordinar de bine. Suntem curioși de Lil Alex. Cine au ajutat, am frații aproape, stai departe, intră în rază, trag la cap. Tot ce fac știu că e sick, iau sirop, dar nu sunt bolnav. Am 15 ani, de ăștia zic tot la bancă când am bani de luat. De ce să-i ajut dacă nici n-au ajutat? Bine, și asta cu am 15 ani și da, zic domn la bancă când, când am bani de luat, e frumoasă, doamnă. Ajutat, am frații aproape, stai departe, intră în rază, trag la cap. Tot ce fac știu că e sick, iau sirop, dar nu sunt bolnav, am 15 ani de... Băi, și Mixmaster-ul ăsta nu e rău. Chiar nu e rău, Mixmaster-ul ăsta. For el nu e rău, Mixmaster-ul ăsta. Și cred că e highlight-ul meu până acum personal. Cred că e highlight-ul meu personal cu Fise. Bă, nu, mă apuc să mănânc căcat, că n-am un highlight momentan. Toate sunt bune până acum. Când am bani de luat, trage cât poți, nu trage cât poți, să trap până-s morți. Acum sunt slab, acum sunt foc, nu vorbesc cu toți, nu vorbesc când mi-i doresc lor. Nu vorbesc de ceas, nu vreau să mă gândesc la cântar și la timp și la roli. Unde sunt zorii, limite, cerul și viața e scurtă, deci dati de story. N-au șanse cu mine să încerce să plece, că voi iau și fura zi start. Ține ceva, sunteți penal și fumați, dar penale, tu ții de un film, eu fac un serial. Ziua mea asta, dacă adău de... Ți de un film, eu fac serial, ok? Bă, sunt eu sau mi-aduce un pic de la timbru vocal? Un pic, bă, minimal, dar minimal cu Oscar. Și un pic la flow. Aniversare, du-te acasă odată, nu ești dulce, tragi prea multă sare. Vor să mă doboare, n-au putere. Still fire, though. Ei nu sunt în stare, ce ai în picioare, dar cadavre, am mulți spinare. Bună ziua, coaie. Frumos. N-am uitat, sincer, până acum a ieșit cel mai tare în evidență. Au dat-o bine amândoi. Și Lil Alex a dat-o foarte bine. Și, da, și Găsa. Gen, la modul a dat-o Găsa nebun. Bonusul este genial. We'll see. Oricum, bun. Sincer, ești în evidență. Și la asta Mixmaster chiar e on point. Mixmaster chiar e până la asta, nu prea aș avea multe documente la Mixmaster-ul ăsta. Se poate.
La etaj. Oricum, limbuțe-te pe fratele tău. Era să sar peste. Da, bă, fratele tău, merge să follow. Încă cât mai avem, mă? Încă patru bărbați și facem 200. La etaj, featuring Candy Boy și The Rockstar Adam. Sunt curios cum o da Adam pe piesa asta. Chiar sunt curios cum o da Adam. Că sunt fan Adam, dar când o dă în anumite feluri. Are momente în care le dă... Dar are piese în care o dă foarte bine. Sperăm că aici sunt piesele alea în care o dă bine, știi? Să sperăm, să sperăm. La etaj, featuring Candy Boy și Rockstar Adam. Mai citesc o dată titlul oricum. Hai să vedem. Ice Tea Mafia? Există trupa asta de producători sau adunarea? Nu știu exact cum să o numesc, sincer. Există treaba asta cu Ice Tea Mafia? Sunt foarte interesant Ice Tea Mafia, fără el. Nu zice, fac ochi, nu am un handicap, nu știu. Aruncă pachetul de la etaj. Ar fi bine să arunci și banii caș. Ar fi bine să arunci și banii caș. Ai mai pe noi suntem copii băgați. Și o sari, yeah, Adam și cu Kenny Boșari. Nu stau cu vreun lei perdiv și nu e funny. Bam, pachete pe geamă. Îmi place să-mi bani și îmi place să-i fac it. Mamă, iar comentez de DSR. Bă, cred că pe mare parte din piesă uitați să pună DSR. Nu știu, și la asta Mixmaster parcă totuși e dezamăgitor. Bă, se putea mai bine. Că din ce a mixat, se aude că n-au tras rău, dar n-a fost mixat bine. Ești mare fan, vrei autograf? Sunt high gen un aeroplan. 20 ani urmă planez din nou. Ok, interesant la Rockstar. La Adam e interesant. Eu nu mai iau și ma bro. Cu fata cartez ca să iau și ei Dior. Se pune genunchi și-mi zice Adam te implor. 20 ani urmă planez din nou. Aruncă pachetul de la etaj. Ar fi bine să arunci și banii caș. Ar fi bine să arunci și banii caș. Azi mai pe noi suntem copii băgați. Mama mea. Stai, mă, ce? Asta-i tot? Asta-i tot, coaie? Nu te cred. Nu te cred, asta-i tot? Mă, coaie, mai mergea. Mai mergea, coaie. Mai mergea. Oricum. Oricum, foarte bună piesă. Adam a dat-o scurt. Foarte scurt a dat-o Adam aici. Da, trecem peste. V-am spus, îmi place piesa. Foarte, foarte bun. Dar iarăși trebuie să comentez la Mixmaster. Iarăși. Da, au dat-o bine toți pe piesa asta. Și mama mea, și Candy Boy a fost Caterinca, Candy Boy. Adam a dat-o super scurt. Nu știu ce să zic. E bună piesa, dar parcă totuși nu se simte ca o piesă completă. Cam asta e ștoveala de la etaj. Ștoveala de la etaj, dă-te în pula. Gen, asta e treaba. Nu se simte ca o piesă completă. Chiar nu se simte ca o... 3 într-un minut, 28, e foarte scurt. Au dat, Candy Boy a dat refrenul de două ori într-un minut și nu știu mai ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Se putea mai mult la piesa asta. Oricum, te pot ajuta. Bonus track. Ștefan, ai scăpat linul pe jos. Eram trist și încă să nu s-a schimbat nimic. Erai tristă și tu acum nici nu mai știi ce simți. M-a lăsat toți, nu mi-a părut vreodată că îmi pasă. Ai venit tu, nu mă schimbam dacă nu apărai. Eram trist, măcar acum sunt mult mai fericit. Că sunt cu tine, mă încurc și nu știu ce să zic. Am stat cu tine doar pentru că voiam alinare. Și-am alinare doar că uneori ne și doare. Poate nu era așa. Dacă de la început puteam să schimb ceva. N-am fost de la început și poate este vina mea că te simți așa. Pastile mă dar nu pot să pui la loc inima. Știu că am întârziat, dar poate pot să repar ceva. Și cred că reușit ceva, știu că nu poți uita. Știu că acum sunt eu aici, nu altcineva. Măcar știu că sunt eu aici, doar eu te pot ajuta, na. Sweet lines from a
15 years old. For real, for real, frumos, frumos, frumos. Bro, mă bucur că am ascultat materialul ăsta. Oricum, îl ascultam, dacă nu era. Dar mă bucur că am amânat să-l ascult pe live. Pentru că ăsta, la 100, ăsta o să primească un videoclip, materialul ăsta, ăsta o să-l pun pe YouTube. Doar că materialul în sine, gen, finalul, ce vreau, concluzia este că materialul e bun. E minunat de bun. E minunat de bun. E altceva. Se simte complet somehow în afară de la etaj. Ups. Se simte complet în afară de la etaj. La etaj mi se pare că a fost așa, nu știu ce să zic. Mi se pare că nu e gata piesa. Mi se pare că mai urmează ceva. Mai urmează vreo 2 minute, dar nu ni le-au dat, le-au ținut ascunse. Și o să ni le dea cândva. O să le las în testament, de la modul ăsta. Dar în rest mi-a plăcut. Ce pot să comentez ar fi The Mix Master? Au fost locuri unde n-a fost Deezer, în care nu s-a simțit mix, nu știu, cam asta a fost ideea care m-a dezamăgit maxim la albumul ăsta, a fost Mix Master. În rest, bun. Ciudația a fost Caterinca, mi-a adus aminte de Mario, Fise cum Mob Trap a fost iarăși Caterinca, n-am uitat, a avut o cadență minunată, găsa, deci a avut o cadență nebună și Lil Alex a fost bun. Te pot ajuta, a fost deep. Frumos, frumos. Tot albumul a fost bun. S-a simțit bun albumul. Deși l-aș cataloga un pic EP, l-aș cataloga ca și EP, totuși a fost EP-album, cum vrem să-i spunem noi, e bun. E bun și merită ascultat. Chiar merită ascultat, e foarte bun. Dacă ăsta e valul nou, sunt fericit să primesc mai mult. Sincer, tot EP l-aș pune. Chiar sunt fericit, dacă ăsta e valul nou, mai vreau. Dacă ăsta e valul nou, mai vreau. Da,